Eu zic că înainte de aceste trei absențe într-adevăr importante, noi am întâlnit o echipă profesionistă, ceea ce noi nu suntem în acest moment. Diferența este zi și noapte între noi și campioana României. Noi ne păstrăm nivelul, am încercat la nivelul la care noi suntem și cu condițiile care le avem să oferim ce avem mai bun. Poate se putea mai mult cu jucătoarele care sunt accidentate. Asta este în acest moment. Nu mă împac cu ideea, nici eu, nici sportivele, însă nu avem ce face. E un moment greu acum, pentru că este o înfrângere, mai ales înainte de cupele europene. E atât cât interesează pe unii, așa, a zice că nu e mare of. Noi o să ne dăm silința ca și astăzi să ne respectăm imaginea pe care ne-am câștigat-o prin muncă, prin muncă. Vom încerca să ne calificăm, dacă suntem în stare, bine, dacă nu, cum spunea cineva, asta este. Nu? Mulțumesc și eu. Ați așteptat mult de la această partidă, s-a umplut aproape și sala. Ce s-a întâmplat azi? Da, din păcate ce ne-am propus nu s-a întâmplat. Ne pare rău pentru că prea multe greșeli, acestea ne-au costat. Felicit echipa din Vâlcea, o echipă foarte puternică, un club serios care dintotdeauna și-au dorit performanțele, le doresc succes în Champions League. Iar la noi, nu știu, cred că sunt, nu știu, n-am cuvinte, prea multe accidentări, pornim bine, început de pregătire, pe parcurs, accidentări peste accidentări, care ne costă și se vede asta pe teren. După 3 ani la echipa națională, cum te simți? Da, mă bucur foarte mult pentru convocare, sincer mă așteptam. Sper din suflet să fie totul bine, să găsesc aceeași atmosferă. Și să dea Domnul să fim sănătoase, că până la urmă asta e important. Ceea ce se întâmplă în sport e deja prea multe accidentări, ori sistemul de vină, ori a devenit și handbalul sau a devenit sportul mult prea dur, dar ceva nu e normal. Ești printre golghetele campionatului, sper să prinzi mondialele, probabil că asta este marea dorință în momentul ăsta. În primul rând îmi doresc să fiu sănătoasă, să reușesc cu echipa mea să ne revenim. Până la echipa națională mai am 3 meciuri aici la Craiova și îmi doresc să fiu sănătoasă. Mulțumesc și eu. N-a fost seara voastră. Într-adevăr, a fost un meci foarte greu. Ne așteptam încă de la început să fie greu, dar noi cred că am dat tot ce am putut pe teren, ne-am luptat și ne pregătim pentru meciurile care vor urma. Deja 3 înfrângeri în 6 etape, mult puțin. Asta este... Una oarecum așteptată cu Vâlcea, dar... Da, cum am mai spus, ne așteptam să fie un meci foarte greu, este greu să joci cu campioana României până la urmă. Cum am mai spus, ne pregătim pentru meciul de sâmbătă și sperăm că să luăm toate cele 3 puncte. Din păcate pentru voi meciul și accidental, cum Bobana... Da, se pare că anul ăsta este un pic cu ghinion. Ne dorim să fim sănătoase, asta e cel mai important, deoarece avem un lot destul de subțire, încercăm să acoperim la fiecare meci, nu știu, să schimbăm, dar este greu. Avem un lot foarte subțire, cum am zis. Publicul? Da, într-adevăr, le mulțumim celor care au venit la sală. Ne pare rău că nu am putut să-i facem fericiți, dar ne dorim să vină la meciuri în continuare. Vâlcea, crezi că e echipa de neoprit a campionatului în acest moment? Nu știu dacă pot spune asta, nicio echipă nu este de neoprit. Important e să te concentrezi. Eu zic că astăzi n-a fost ziua noastră, dar zic că le-am pus destul de multe probleme. Așteptați meciul cu norvegieni, ceva, adică aia e miza pentru voi în această toamnă? Calificare în grup? Este și aceasta o miză, dar ne dorim și în campionat să ne clasăm pe un loc cât mai bun. Ați spărat din rușinea acestui început modest de campionat, calificare în grupe? Da, să zicem oarecum. Ne dorim foarte mult să luăm fiecare meci pas cu pas și să jucăm cât mai bine de la meci la meci. Mulțumim! Mulțumim! Meci care a venit după euforia victoriei din Liga Campionilor, te-ai temut, s-a simțit un pic de această partidă? Da, desigur, Craiova este o echipă foarte importantă a Ligii Florilor, e o echipă care a obținut performanțe notabile, are în componență jucătoare cu experiență, desigur, ele nu parcurg cea mai bună perioadă datorită faptului că
au avut multe accidentări și astăzi, din păcate, Bobana s-a accidentat. Însă, cred eu că echipa noastră, atunci când a accelerat și a avut cursivitate și am avut răbdare în atac, am găsit breșele și soluțiile cele mai bune de finalizare, iar în apărare am avut multe momente bune care ne-au ajutat să dăm goluri ușoare și să intrăm la pauză cu o diferență de 6 goluri, care ne-a asigurat, să zic așa, o mai mare liniște pentru repriza a doua. Totodată am dat posibilitatea tuturor jucătoarelor să intre pe teren și au făcut în mare parte datoria. Mai sunt jucătoare care rămân datoare vis-a-vis de joc, însă una peste alta cred eu că Secea Râmnicu Vâlcea a fost mai bună astăzi. Mă bucur că am reușit să obținem 3 puncte pe terenul unei echipe puternice și Doamne ajută să jucăm la Brest cu atitudine, cu dorință și fără niciun fel de presiune. Brașov a pierdut la Buzău, a rămas singură în echipă neînvinsă. Da, nu mă bucur pentru Brașov, mă bucur pentru echipa mea. Eu sper să reușim să avem continuitate în evoluții. Echipa arată bine, avem un început de campionat perfect, cu maxim de puncte pe plan intern. Am debutat în Liga Campionilor cu Bietigheim cu o victorie concludentă la 7 goluri. Ne-a dat credit, moral. Cel mai important este în momentul de față să rămânem cu picioarele pe pământ, să rămânem modești, să tratăm fiecare meci cu maximă seriozitate, să dozăm cât mai bine efortul, să fim atenți vis-a-vis de programul ăsta infernal pe care îl avem cu meciuri din 3 în 3 zile și nu așteptăm să încurce nimeni. Important este ca noi să jucăm la adevărata noastră valoare. A fost derbiul Oltenii, dar parcă în tribune nu s-a simțit rivalitatea. Ați fost aplaudați la fiecare fază. Da, le mulțumesc spectatorilor că au fost fair play și au văzut un spectacol sportiv. Craiova este unul dintre orașele cu mare tradiție în handbal. Eu sper să-și revină jucătoarele. Bogdan face o treabă foarte bună aici. Sigur că acum, având multe accidentate, nu este ușor, dar eu cred că SCM Craiova va avea un cuvânt greu de spus atunci când va avea toate jucătoarele apte. Deocamdată da, și sperăm să rămânem la fel. E selecționată mondială la Vâlcea. Avem o echipă foarte bună și foarte muncitoare. Cred că asta ne ajută cel mai mult să avem acest parcurs foarte bun. Dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să ne gândim la fiecare meci și să îl tratăm ca pe finală, să ne bucurăm și să muncim ca să câștigăm astăzi fiecare meci. Astăzi a fost o repetiție pentru meciul cu Brest? Sperăm să fi fost o repetiție mai slabă și la Brest să jucăm mult mai bine. Vă așteaptă infernal, ați văzut ce au făcut la Budimuș. Nu trebuie să gândim așa, trebuie să fim liniștite și să avem încredere în propriile forțe, pentru că până la urmă nicio echipă nu e de neînvins. Convocată la echipa națională, doi portari de la Vâlcea, chemați acolo. Da, păi mă bucur foarte mult pentru convocare și sper să fie cât mai multe. Mulțumim. Sănătate, doamne. Nu am înțeles, scuze. Galop de sănătate, victorie. Da, a fost o victorie destul de ușoară, pot să spun. Ne-am așteptat la un meci mult mai greu. Ne bucurăm că e un rezultat pozitiv, e un rezultat în favoarea noastră și că am ieșit sănătoase de pe teren. Cred că asta contează cel mai mult. Selecționata mondială de la Vâlcea face furori în campionat. Da, încercăm toate, care suntem și la echipa națională, să ne aducem aportul la echipă și să, atât timp cât suntem folosite, să ne facem treaba cât se poate. Eu așa sper să fim de neoprit, dacă Dumnezeu ne ține sănătoase și condiția noastră fizică, că o să avem foarte multe meciuri, o să fie bună și o să menținem aceeași linie, cred că o să fim de neoprit. Puteți face față pe două fronte? Sau chiar mai multe? Și noi o să încercăm să facem față. De asta suntem jucătoare profesioniste, să facem față oricărei provocări și îmi doresc ca parcursul pe care l-am avut până acum să-l avem și de acum încolo. Jucați la Brest. Jucăm la Brest, este un meci destul de greu, am văzut ce joacă, o echipă foarte bună, foarte puternică, dar cred că și noi avem o echipă bună și putem să facem față. Deja gândiți la câștigarea Ligii Campionilor?
Nu, nu ne gândim momentan, nu luăm fiecare meci în parte, cred că asta e cel mai important, să luăm fiecare meci în parte și după vom vedea ce o să fie. Mulțumim. Mulțumesc.